Biserica Nașterii Domnului din Betlehem se va deschide pentru prima dată după luni de restricții impuse din cauza luptei împotriva noului coronavirus. Potrivit tradiției, biserica a fost construită pe locul unde s-a născut Isus. În Ierusalim s-a deschis și Biserica Sfântului Mormânt. Aceasta este construită pe locul unde, potrivit multora, Isus a fost răstignit, îngropat și unde a înviat din morți. Ambele biserici respectă restricțiile anticovid, prin limitarea numărului vizitatorilor și prin impunerea distanțării sociale. Granițele Israelului sunt încă închise pentru turiști și nu se știe în mod oficial când vor fi redeschise.